La inaugurare, gara din Giurgiu va avea statut de gară europeană. Un lucru bun, spun giurgiuvenii, mai ales că o bună bucată de timp trenurile din Giurgiu nu au mai circulat pe nicio rută. Cum vi s-a părut călătorie? Bine! Bine, mamă! Ce părere aveți de noul aspect al gării? Mamă, pentru mine e frumos, la vârsta mea, ce să mai zic, e frumos, e bine, e curățenie, altceva ce să zicem. Frumos, elegant, să dea Dumnezeu să circule. Noul aspect al gării? E singurul mijloc de transport care face legătura între Videra și Giurgiu, altceva nu mai avem. Bine, dar cu toate că ar trebui să facă altceva, nu numai gara, pentru că dacă stăm așa bine și ne gândim, tot e frig, tot e astea, așa că nu. Așadar, majoritatea oamenilor este mulțumită de investiția care s-a făcut în gara Giurgiu, cu toate că moderna clădire nu folosește prea mult giurgiuvenilor în scopul călătoriilor cu trenul. Dacă pe ruta Giurgiu-Videle se poate circula în condiții normale, drumul spre București este și astăzi imposibil de parcurs pe cale feroviară și asta pentru că podul de la Grădiștea nu a fost nici până în ziua de astăzi reabilitat. Rămâne de văzut dacă până la finalizarea lucrărilor din gara Giurgiu se va lua măcar o decizie în ceea ce privește refacerea podului care face legătura dintre Giurgiu și București. În 2011, Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, a semnat contractul pentru modernizarea stației CFR Giurgiu-Oraș, contract atribuit prin licitație deschisă internațională. Contractul a fost finanțat de Comisia Europeană cu fonduri nerambursabile în proporție de 69,25% și de Guvernul României și cu fonduri de la bugetul de stat în proporție de 30,75%, iar valoarea investiției se ridică la peste 11 milioane de lei.